Confruntările politice din Deva seamănă tot mai mult cu luptele dintre clanurile mafiote. Unul dintre viceprimarii Devei și-a găsit mașina vandalizată. Omul este convins că devine sunt rivalii politici. Colega mea, Anca Mitrescu, știe mai multe despre acest caz. Bună dimineața, Anca, i-au găsit polițiștii pe vinovați? Bună dimineața! Nu, deocamdată oamenii legii nu au reușit să identifice pe cei care i-au vandalizat mașina viceprimarului. Au deschis însă un dosar de cercetare penală pentru distrugere. Paguba se apropie de 1500 de euro. Edilul Alexandru Borbeanu spune că atacul este un avertisment politic și susține că necazurile au apărut odată cu numirea sa în funcție. Viceprimarul Deve este convins că acesta este doar un avertisment și se așteaptă la alte surprize neplăcute. Anca, mulțumim pentru aceste informații.